Câteva vorbe adevărate, cum spune Cătălin Foriman, cum spune Cristofor. Toți verii, toți nepoții. Nu ce înseamnă familia asta de fapt. Zice, dar n-au ce vor la voce. Viva de lui Cătălin Foriman! Pentru viața noastră, pentru Costel, pentru Aurel, pentru Emil, Fonel, Marusica, Dan, ce semen! Frații lui, venii lui toți! Cu mătru mare Elvițianu! Pentru cu mătru Cățoi! Era plecat! Se zice, nu! Pentru Mimico! Dar Dumnezeu fericită! Ține vorbe! Stați copiii străbunilor!
Ascundiți-ne bunilor, că nu e deloc ușor, că nu e deloc ușor. Dar a fost venit, cum zice Costel Văru, Floră, două vorbe pentru toți orfanii, 2 milioane de uniță. Din partea lui Costel, și nici Beri lui să nu se supere, toată lumea din jurul nostru știe toți că avem istorie mare. Orfanii ăștia s-au strâns toți bătuților! 100 de euro la Costel! Da. Ia o ce zice. Facem treaba. Dar ce zice? Că nu are nimic cu nimeni, sunt inexistenți. Da, să fie sănătoși. Și pentru Sever, pentru Danciu, o să vedem din partea lui Cristofor, să ne vedem de la început. Din partea lui Cătălin, pentru Teo, pentru Firul Marius, pentru Mario, pentru toată lumea prezentă. Ia-o-s. Și vine așa, lasă strângă tot orfanii, ei se strâng ca bolovanii. Din partea lui Ștefan, pentru Costel Carar, Emil, și pentru Aurel, Fanel, toată familia Carar. Și pentru viața noastră, pentru Danciu, pentru Semer, pentru Cristoforo, pentru Cătălin, frații Foreman și toată lumea prezentă. Stimă și respect! Vorbele lui Costel! Hai! Lasă strângă toți orfanii, o, să strângă bolovanii, să strângă furnicile, dar n-am deloc în putere, mai bine dați înapoi. Au ce spune și se merge. Mă rog, asta. Se strânca furnicile, dar noi avem putere, noi avem din naștere. Ia-o-s.
străgeți ca bolovanii, vă strângeți ca bolovanii, taia nază la masorfanii, adevărat, vă strângeți ca furnicile, dar n-aveți de nu putere. Furnicile, fugiți la miliție și voi mă duceți cu rândul ca să dați, să dați cu pixul, ca să dați, să dați cu pixul. Lasă strângă tot orfanii din Marele Semene. Salut, Arciu! Pentru frăția asta, adevărată și curată, de 20 de ani păstrez și nu ne vindem unul pe altul, cum se vând alții pe zi ce trece, din partea lui Sever. S-a jurat Arciu pe copilul niciodată! Da, auzi ce spune acum apostol. Că noi ne iubim ca frații. Nu cum să dușmănesc ca alții. Că la noi este frăție. Că la noi este frăție. Vreau toată lumea să știe. Vreau să mă dă pământul. Vreau să mă dă pământul. Fratele nostru, Tarciu. Ia-uzi, ce zice? Știm să ne păstrăm cuvântul, nu ne dăm cu pământul. E o vorbă să se știe, ținem contul de frăție. Și să strâng toți orfanii, ei se strâng ca bolovanii, se strâng ca furnicile, dar n-au de Dar n-am de nu putere. Auzi, o spune și semeni. Suntem unul pentru toți și toți pentru unul. Și cine s-a pus cu noi și-a găsit frate jun pentru unul. Pentru Costel. Și nu dăm un pas înapoi. Că noi suntem Rusia, fraierii Ucraina, și nu-i vreau